Hei, salutare prieteni! Mai rar vedem smartphone-uri lansate chiar la sfârșit de an. Dar aici merge vorba despre Galaxy S23 Fan Edition, așa că totul este posibil. Telefoanele astea cu abrevierea FE, trebuie să recunosc, mereu au fost destul de populare. Asta pentru că reprezentau o combinație pe care Samsung nu prea obișnuia să o facă. Din totdeauna am avut seria S, adică telefoanele de top, și deja mai jos seria A, erau alea mai de buget. FE reușea mereu să fie undeva între un soi de flagship killer care păstra avantajele esențiale ale unui smartphone de top, gen materiale de calitate, display foarte bun, specificații de top, camere bune, oferind un preț atractiv. Și toate astea de la unul din cei mai mari producători de telefoane din lume. Doar că seria asta a fost pentru Samsung atât o revelație cât și un cal troian. De exemplu, S20 FE a fost atât de popular încât s-a vândut doar în primul an în vreo 10 milioane de exemplare. Efectiv, a fost un telefon atât de bun și popular încât eu știu lume care îl căuta prin stocuri anul trecut. Chestia asta a făcut ca Samsung să aibă un concurent pentru telefoanele lor de top în propria gamă. De aia toți așteptau, de exemplu, cu sufletul la gură apariția lui S21 FE, care s-a lansat cu mare greu, dar în continuare a fost un smartphone excelent. Atât de bun încât la S22 s-au gândit că nu mai merită să mai scoată și un FE. Dar iată că au revenit la S23 FE. Cu siguranță multe s-au schimbat de atunci, și prețurile și abordarea și perioada lansării destul de strane, așa exact înainte de S24. Există multe întrebări care necesită răspuns. Așa că hai să dăm bătaie! De departe este destul de greu să deosebești un S23 FE față de un S23 obișnuit. La fel de ascuțit la colțuri, niciun fel de margini curbate, sticla e perfect plată, culori avem 4 în total, eu l-am ales pe ăsta verzui și n-arată rău. Rețeta pentru acest telefon este deja cunoscută și destul de simplă. Au fost luate aspectele esențiale care fac din telefon un adevărat flagship și au tăiat costurile la detalii minore. De obicei, FE-urile erau din mult plastic, acum nici măcar pe spate nu mai avem plastic, este sticlă, iar carcasa e făcută dintr-un aluminiu mat foarte plăcut și calitativ. Telefonul, din fericire, vine și cu protecție IP68, iarăși ca un adevărat flagship. O chestie smart făcută pentru ca ăsta să nu intre pe teritoriul lui S23 și 23 Plus ca mărime, S23 FE este exact între. E un smartphone cu o diagonală de 6,4 inch, așa nici prea mare, nici prea mic, dar destul de grosuț. Dacă să luăm așa overall, eu n-am avut senzația că țin în mână un device mai ieftin decât un 23 Plus, de exemplu. Scurtăturile alese au fost și ele destul de smart. Avem un aspect mai grosuț, dar materialele sunt de calitate. Avem la fel 3 camere cu un senzor principal de flagship, pur și simplu ăsta, telefotul este un pic mai mic. Sau la display, de exemplu. Panelul este același Dynamic AMOLED marca Samsung, cu rată de refresh la 120Hz, suport HDR 10+, scoate o imagine foarte bună, cum și era de așteptat, pur și simplu marginile nu mai sunt atât de subțiri, bărbia se vede așa mai pronunțat. Am uitat la specificații, ci că are și luminozitate de 1450 de niți, S23 are cu vreo 300 mai mult, dar cu ochiul liber n-am observat asta. Primești un panel într-adevăr bun, cu detalii, always on display, totul este cum trebuie. Pentru deblocare avem însă fingerprint optic, iarăși o scurtătură în detrimentul celui ultrasonic, dar care lucrează fără întrebări. În utilizarea zilnică, Galaxy S23 FE se mișcă ca un adevărat flagship, pentru că hardware-ul este corespunzător. Acesta vine cu 8 GB de RAM și minim 128 GB de memorie. Și la procesor, alegerea este destul de interesantă. E un Exynos 2200 luat de pe Galaxy S22. Este o decizie controversată, dar părerea mea, corectă. Ultimul Snapdragon 8 Gen 2 Made for Galaxy, care este un super procesor, fără probleme, este clar că n-aveau cum să-l pună, că e prea scump și dezbătea cumva din vânzările la S23. După rețeta standard de aici, sau alegeai dintre Exynos-ul pentru Europa de anul trecut sau un Snapdragon 8 Gen 1, care, dacă vă aduceți aminte, s-a slăvit prin supraîncălzire și throttling-ul său. A fost o problemă destul de mare. De aia, probabil, ăsta e unul din puținele cazuri când e mai bine că au mers cu procesorul lor.
Nu zic că asta nu e ușa de biserică, se mai încălzește și el, dar l-am pus la un test de throttling și totul arată destul de bine, menține puterea. E mult mai bine decât la un Snapdragon 8 Gen 1. L-am chinuit și prin mai multe jocuri, Wreckfest, a fost super ok, fără niciun fel de probleme, a rulat la setări maxime. Deci, și la partea asta, S23 FE chiar oferă o experiență de flagship. Și încă un factor pentru care FE-urile au fost dintotdeauna populare și pe care trebuie să-l recunosc chiar dacă nu sunt mare fan, este softul. Samsung a ajuns să fie unul din brandurile cu cel mai longeviv, dar și calitativ suport software. Așa numiți flagship killer cu 4 ani update-uri de sistem garantate, nu prea găsești. One UI a ajuns să fie una din cele mai stabile și bine gândite interfețe pe Android. S23 FE vine deja cu One UI 6 bazat pe Android 14. Nu o să mă opresc foarte mult la funcții, pentru că de curând noi am făcut un episod dedicat pentru toate telefoanele Samsung, așa că neapărat priviți-l pe link-ul din colț sau din descriere pentru a vedea toate noutățile care vin inclusiv și pe acest telefon. Sunt multe update-uri mici și lifehack-uri, dar care prind tare bine. La camerei telefonul ăsta a fost pentru mine o surpriză. De obicei, partea asta suferă cel mai mult atunci când ai de tăiat ceva costuri. Dar nu și aici. Am luat acest fâie cu mine într-o scurtă vacanță și mare mi-a fost mirarea când a văzut rezultatele. Deci, cu siguranță, la nivel cu un Galaxy S23 obișnuit. Atenție, nu cu Ultra. Asta pentru că senzorul principal și cel ultra-wide este același. Și mai avem o cameră cu zoom optic 3X, doar că acolo senzorul este altul, e un pic mai mic. Dar pot să vă spun că am făcut mai multe poze cu această cameră telefoto și chiar îmi place ce a ieșit. În general, neașteptat de multe detalii, culorile foarte bine calibrate, chiar și nuanța pielii arată destul de bine. La lumina slabă tot s-a descurcat foarte bine, avem și suficiente detalii, niciun fel de artefacte, culorile sunt redate așa cum trebuie, deci la capitolul ăsta chiar s-a descurcat bine. Și la video tot nu e rău. Telefonul poate filma până rezoluție 8K, eu exemplele le-am făcut în 4K cu 30 pentru că îmi place că anume în acest regim poți trece de la o cameră la alta în timp ce filmezi, plus că avem și stabilizare optică, deci chiar nu ești lipsit de nimic față de un flagship. Legat de baterie, situația este următoarea. Din cei 4500 de mAh și un procesor mai vechișor, am scos easy o zi jumate de utilizare. Deci peste 5 ore de ecran pornit este un rezultat foarte bun. Eu mă așteptam la ceva mult mai slab, asta cu tot cu jocuri, teste și utilizare activă. Un utilizator obișnuit eu cred că ar scoate și mai mult. Partea plăcută este că Samsung nu a lipsit fâieul de încărcare wireless. Asta bucură cel puțin pentru mine e important. Cea prin cablu însă este mai slabă, la 25W. Unica mea nedumerire legată de S23 FE este prețul și momentul lansării. A apărut la o distanță practic de un an față de S23 și mai avem încă câteva săptămâni numărate până la lansarea lui S24. Între timp, S23 s-au mai ieftinit, asta vine cu un preț nou. Da, pentru S23 FE primește o pereche de Galaxy Buds FE cadou, foarte bune de altfel, însă din cauza acestui timeline, prețurile, vrei nu vrei, vor trebui să se schimbe. Ce faci? Menții prețul la S23? Evident, n-ai cum. Păi, în cazul ăsta, trebuie să reduci prețul și aici, ca să aibă măcar un pic de sens toată gama asta. Urmează să vedem ce se va întâmpla, cert este că anume telefonul ăsta, eu sunt sigur va avea succes, judecând fără referințe, asta este chiar o combinație de top când vine vorba de hardware, camere, display și așa mai departe. În orice caz, prieteni, cam asta a fost totul pentru azi. Dacă v-a plăcut acest video, neapărat dați un like. Cu voi a fost Vicu. Toate bune!